Seara din nou, aici pe IPA România, am făcut un dispozitiv, de fapt un bec prins pe o brichetă auto care nu mai mergea, era terminată. Acest suport este făcut de mine, deci sunt 3 țevi de 10 mm, deci se văd țevile. Bineînțeles, este dat cu silicon cald, deci de la acele pistoale cu silicon. Prins cu 3 șurubele, are firul aici. Este un bec siliconic, deci este îmbrăcat în silicon, deci nu este în sticlă ca să se poată sparge. E bec cu LED-uri, deci înăuntru are LED-uri la fel ca la lanternă. I-am pus această apărătoare ca să poată să degaje mai multă lumină, că dacă eu scot automat face lumină în toată camera sau e bun și la ieșirile în natură, în caz că nu avem felinar și avem o baterie reîncărcabilă, un acumulator pe plumb acid. Nu este un acumulator pe gel, este un plumb acid de 12V cu 7A, chiar 9A, mi se pare că atât are. Da, are 9A, deci merge la orice tip de bec, deci becul este de 12V. Scrie undeva aici, da, se vede acum și scrie pe el 12V. Așa arată acest tip de bec. Am zis să-l fac pe ăsta pentru că și o să vă arăt acum, deci montez creștișorii pe baterie. Ia uitați-l, deci s-a aprins, nu-l mai pun și pe el altul. Așa arată. Deci face lumină destul de mare, e foarte bun. Haide să-l punem aici ca să nu stăm să să-i facem un mic întrerupător ca să-l și stingem, să nu stăm mereu să desfacem cleștișorul, pune cleștișorul așa mai simplu. Așa arată becul. Are acel paravan în față ca să poată să facă lumină. Puteți să faceți dumneavoastră, puteți să faceți alte paravane mult mai mari, poate de la o lanternă, poate de la un proiector de la mașină, deci acea sticlă care este în spatele becului, ca să poată să bată mai mult. Eu am ales să-l fac pe ăsta. Este foarte bun. Nu se încinde, nu degaje căldură, nu ca cum sunt cele de sticlă, care degaje căldură. Ăsta nu. Așa arată. Are un fir mai lung de, nu știu, aproape jumătate de metru. Deci așa arată becul nostru, becul meu de fapt. Așa. Am mai făcut și alte tipuri, mai am chestii pentru becul din astea de rezervă, în caz că se face ăla, îl punem pe altul. Mai facem și alte tipuri. Așa arată acest mini felinar, cum vreți să-i spuneți. Da, este un felinar electric, deci care se leagă la orice tip de acumulator. Nu contează că e pe gel, că e pe plumb acid, că e peste. Este foarte bun. În caz că nu avem curent la cort, în caz că nu avem curent în cabană, oriunde suntem, oriunde ne aflăm, se poate și în casă, în caz că rămânem, Doamne ferește, lumină, nu mai avem lumină, deci se întrerupe curentul electric, ca să putem să avem lumină, să citim, să... Diferit, ce facem diferite? Activități. Vă mulțumesc frumos de vizionare și Doamne ajută!